Un domn cu chelie s-a întâlnit cu o doamnă cu perucă. Fiecare dintre ei avea un guler mare de blană la gât. Și domnul cu chelie a spus: „Vai, doamnă, ce guler frumos de blană aveți!” Iar doamna cu perucă a admirat gulerul de blană al domnului cu chelie și a spus și ea: „Dar al dumneavoastră pare să fie puțin mai frumos.” După puțin timp și-au dat seama că gulerele lor erau identice, adică la fel. Și atunci, la un moment dat, împrietenindu-se, au spus: „Ce-ar fi să schimbăm noi gulerele de blană între noi? Oricum, nimeni nu o să-și dea seama, pentru că gulerele de blană sunt chiar identice.” Au schimbat gulerele și apoi doamna cu perucă a spus: „Eu acum trebuie să merg la farmacie să-mi iau o aspirină, pentru că e cam frig și am făcut efort azi.” Am mers și am fost la sala de educație fizică și am făcut niște exerciții pe bicicletă. Iar domnul cu chelie a spus: „Și eu mă grăbesc la bibliotecă pentru că am de citit un tratat despre folosirea corectă a dopurilor de la sticlele de vin după ce sticlele de vin au fost aruncate.” Și cei doi, adică doamna cu perucă și domnul cu chelie, și-au luat rămas bun, fiecare plecând în direcția lui cu gulerul de blană al celuilalt. A doua zi, când s-au întâlnit în piață că vroiau amândoi să cumpere conopidă, domnul cu chelie a spus: „Mi-a fost foarte frig azi noapte. Eram pur și simplu înghețat de frig și mi-am dat seama că îmi lipsește gulerul meu de blană.” Iar doamna cu perucă a spus și ea: „Și mie mi-a fost tare frig și mi-am dat seama că mi-a lipsit foarte tare gulerul meu de blană.” Așa că cei doi au făcut din nou schimb de gulere de blană și apoi au plecat împreună, braț la braț, la cinematograf, ca să vadă un film. Și, stând în sală, la un moment dat s-a aprins lumina și a intrat omul care rupea biletele și a spus: „Cum adică? Ați intrat aici cu gulerele de blană la gât? Nu știți că în cinematograf nu e voie cu gulere de blană?” La care domnul cu chelie a spus: „Nu, n-am știut asta. O să plecăm imediat. Învățați să vă purtați dacă nu vreți să vă pierdeți clienții”, a spus și doamna cu perucă. S-au ridicat cu demnitate, au părăsit cinematograful și apoi au plecat la un restaurant unde au mâncat o supă de ceapă, fiecare dintre ei, iar domnul cu chelie a băut o bere neagră. Doamna cu perucă a mâncat o prăjitură excelent și apoi au mai stat la taclale, adică au vorbit multe, multe lucruri și au povestit despre rudele lor, despre prietenilor, despre colegilor de servici. Seara târziu și-au dat seama că se înțeleg foarte bine și bucuroși că s-au revăzut, au spus: „Haide să schimbăm din nou gulerele de blană. În felul acesta, mâine o să avem un motiv foarte bun să ne vedem din nou.” Iar doamna cu perucă a spus: „Da, sunt de acord, dar o să vă las și adresa mea de mail ca să-mi trimiteți o poză cu dumneavoastră. Vreau să o rămez
și să o pun în bucătărie lângă polonic. În felul acesta, atunci când voi umple farfurioara cu supă, întotdeauna vă voi privi. Și domnul Cuchelie a zâmbit și a scos gulerul de blană și a spus: ne vedem mâine.